trecut de influență este la mare căutare, inclusiv în această emisiune. Se roagă Decebal de mine să dăm un video. Băi, Valis, cum te supăr? Am zis tot timpul că pentru suma corectă... Da, dar și Qatar s-a rugat de FIFA până când a acceptat FIFA. Așa și Decebal cu Valis. Nu te supăr, e prietenul meu omul ăsta pe care, până la urmă, te-am convins. E prietenul meu, m-a rugat, păi, te rog, am o relație. Te rog, eu frumos, mi-a zis așa. Îl dau la televizor pe oricine. Hai să-l dăm, mi-a zis, băi, roagă-l și tu pe Valis, te rog frumos, ești fratele, prietenul meu, ne-am cunoscut cu ani în urmă. Te rog, ajută-mă cu chestia asta. Sau da. Valic? Nu, Vali. Vali, da, ești Vali. Ce zi, nu, Vali. Și după Aulică. Sunteți prietenii. Da. Te rog, că pentru că... autograf de la Cristian. Avem o cunoștință comună. Am văzut-o acum câteva zile, o săptămână, două, trei. Și ce? Că... A văzut acum că am vorbit de Răzvan Burleanu și, da, și mi-a vrea la televizor. Hai, ia bine, să vedem. Hai să vedem. Ne-a dat un mesaj. Da. Salut, România. Ce faci? See you in October. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Salute, România. Ce faci? See you in October. La Oktoberfest, sau unde? Da. Robertinho, băi, dar a reacționat repede. Ce? Da, cum a vorbit de mine? Da. La telefon, a vorbit de mine? Hai mă, ca să-l salut și eu. cine? Răzvanelu sau? De Răzvanelu, da. Da. Super. Deci, a crescut inima în noi. Plin de mândrie că președintele Federației Române de Fotbal a împărțit mașina de la stadion până la hotel sau invers cu Roberto Carlos. Da, ce să-i faci? Și pe Hagi nu l-a chemat să te cert să dea niște premii. Țineți minte aici? Nu, acolo. La tragere la sorți la Euro. La, nu s-a pardon, dea la tragere la sorți, exact. La tragere la sorți. Da. No, a zis că nu. Da. După aia l-a chemat la Națională. Da. Dar la tragere la sus nu prea s-a ocupat el, s-a ocupat Euro. Nu se potrivea. UEFA. Da. Și pe urmă i-a chemat la meciuri la tribuna a doua. Da. Nu era loc la... Da, în fine. Da, vezi că Roberto îl respectă. M-a sunat om, bă, ajută-mă să-i răspund și eu cum trebuie, că nu a zis de mine. Să fie un octombrie, o fi vreun congres al Federației. Da, cine știe? Trebuie reales. Roși Priscio. La al 15-lea congres. Bun, hai să-l mai ascultăm. Dar promitem, Narces, că suntem mai buni. Măcar azi. Așa trebuie. Și până mâine. Așa, hai să mai vedem ce mai zice domnul Răzvan Burleanu, pentru că atinge și subiectul antrenorilor fără licență. În primul rând, cluburile și patronii, câțiva dintre ei, nu toți, nu trebuie neapărat să facă referire la aprecierile Federației Române de Fotbal, ci la legislația națională și cea fotbalistică, și ne referim aici la UEFA. În urmare, și noi ca federație suntem ținuți de a respecta o legislație națională, chiar dacă câteodată ne place sau nu ne place. În momentul de față, legislația națională este foarte clară și spune că pentru a putea să exerciți meseria de antrenor, dincolo de licență, ai nevoie de un carnet de antrenor. În această direcție, noi ca și federație am accelerat foarte mult în această direcție, adică chiar încurajăm jucătorii de fotbal care sunt la final de carieră să-și înceapă a doua carieră chiar din momentul carierei de fotbalist atunci când se află pe final. Așteptăm totodată să vedem care va fi reacția cluburilor, reacția antrenorilor care sunt în această cauză, astfel încât să ne dăm seama dacă trebuie să schimbăm regulamentul sau regulamentul este suficient în momentul de față. Tineri antrenori care acuză faptul că e prea lung procesul până la licența pro și că durează prea mult. Au dreptate. Nu ne-am dori ca o carieră de succes să se piardă ca urmare a unei presiuni de moment din partea unui președinte, unui patron care pune mai presus de orice rezultatul la final de săptămână. Gigi Becali îl chem pe Rotaru și pe Stoichiță să-mi facă mie un antrenor, le dau bani lor câte 10.000 de euro și pagă. Păi, îl așteptăm să demareze în acest sens, ca după aceea să facă obiectul unei anchete, nu doar în zona disciplinară, ci la nivel de integritate. Mai mult, domnul Becali e deja obișnuit cu comisiile jurisdicționale. Da, probabil mulți vor spune că și Rădoi și Mutu au antrenat echipa națională fără licența pro. Da, am clarificat acest subiect la vremea respectivă. Da? Cei doi antrenori erau înscriși la cursurile de licență pro, da, și practic UEFA nu a interzis ca ei să stea pe banca tehnică. Cum se vede acest caz? Și dacă ați fi patron de club, ați lua un antrenor cu licență în acest moment? Și ați renunțat la Mihai Pintili, care a obținut aceste îmi propune aceste să-mi imaginez rezultate? Că aș fi un patron de club. Patron n-aș putea să fiu, da? Un președinte bun aș putea să fiu. Și dacă aș angaja un antrenor cu licență sau fără licență, mă întrebați? Dacă ați alege între
Dacă ați avea de ales între a-l lăsa pe Mihai Pintilii, care a obținut aceste rezultate... Cu siguranță aș lăsa destinele clubului pe mâna unui antrenor care se potrivește cu filozofia clubului pe care l-aș conduce și care cu siguranță este licențiat și are experiență. Aveți vreo propunere pentru domnul Gigi Becali? Că spunea că nu găsește. Până acum am fost pus în situația doar de a-i face propuneri în ceea ce privește diferite cazuri care să fie deschise la integritate, la Comisia Jurisdicțională. De care domnul Becali a fost foarte afectat. Că dacă ne spune domnul Burleanu că e obișnuit Gigi Becali cu comisiile federației și deciziile sale, e foarte afectat. Are o putere decizia aia, sentința aia, are o putere de a-l taxa pe domnul Becali încât nu-și mai permite pe viitor astfel de declarații. Exact astăzi și-a permis. Vali, e fiert. Înțeleg că a spart în casă. A tăiat o oaie de nervi. A făcut circ a făcut domnul Becali. Auzi, dar câtă ipocrizie, lăsându-mă la o parte. Tu îi angajezi pe Mutu și pe... Enant, nu ți-a zis că a lămurit-o pe asta? Păi și în curs de licență proie și Pintili. Lasă-l în pace să-și facă treaba. Nu știu dacă e la licență. Păi nu știu dacă e. Sau nu e la nicio licență. Sau nu e la nicio licență. Alții care au fost de-a lungul vremii în situația asta. Îți mai spun o chestiune. Va fi o vânătoare teribilă. O să vedeți câte amenzi. O să vă rumpele de bani, cei de la federație. O să de ce? Cu asta cu antrenorii? Cu asta cu antrenorii. Păi de ce să fie vinătoare? Deja au fost amendați Poenaru, Croitorul, Căpeliță. Da. Suspendați de 4 etape. Și cât ce amendă e? Ce m-am întrebat Croitorul? Peste 10.000 de lei. Auzi. 2.000 de euro. Și aș mai face o observație, domnului Burleanu. Nu să bea. Cred că la FIFA acolo n-a băut niciodată din sticlă apă la o conferință de presă sau se bea într-un pahar, se bea, dai cu sticla, nu e frumos. Nu dă bine. Vorbesc serios, de fiecare. Nu, adică e unde, păi dacă ești așa scrobit și scrupulos și te dai, nu ai cum să bei din o sticlă acolo. Nu, în marginea terenului, da. Dar acolo, aici te contrazi. În fața colegilor, nu știu. La conferințele lui Infantino. Chiar, să ne uităm la conferința lui Infantino aia când se simtea. Hai să vedem. De toate. Păi sticlele sunt pe masă, dar nu e. E și un pahar, probabil, dar nu bea din ea. Așa ca la... Păi da, la conferințe sportive, de exemplu, beau sau antrenorii. Beau. Și tot din sticlă. Din sticlă, da. Da. Nu stai și cu pahare pe acolo. Mie nu mi se pare regulă. Așa cum arătai... Sau Cristiano le mută. Sau Cristiano le mută, da. A lipsit o întrebare pentru Burleanu. Au lipsit mai multe. Farul a povestit că a întrebat federația atunci când a realizat afacerea Viitorul Farul. Nu știu, ai văzut toată conferința ca să zici că a lipsit între poate a fost și n-a fost preluată nimic. 95% am văzut sigur. Eram în redacție și am văzut. Poate să mai fi pierdut ceva. Da. Și federația a zis e în regulă. Pe baza promisiunii FRF, Hagi a realizat afacerea aceea, iar acum echipa nu e primită în Europa. Da. A sancționat-o UEFA, a ajuns la TAS, unde nu este nicio garanție că va câștiga Farul. Ce va face federația dacă Farul va pierde și la TAS, care va constata că n-a fost regulamentară fuziunea, unirea, cum vrem să-i spunem? Bună întrebarea, doar că răspunsul n-ar fi fost elocvent, așa cum ne-am obișnuit și suntem și noi foarte afectați, dar hai să o păstrăm pentru ziua în care vedem decizia TAS. No? Poate mai bine atunci o adresăm azi a fost comitet executiv, nu? Da. Așteptăm primul comitet executiv de după decizia TAS și dacă Farul nu va putea juca în cupele europene, o să-i adresăm această întrebare domnului Burleanu, care își va fi pregătit răspunsul între timp, că e clar că va fi întrebat acest lucru. După ce am reușit parțial să schimb doi de ei la observator arbitrii, pe foaia oficială de la jocurile din Superliga, nu știu dacă am reușit la toată lumea, dar totuși la tiparul ăla de foaia oficială am văzut că s-a schimbat. A apărut un singur observatori, arbitri. Un singur, stimați telespectatori. Mai fac o ambiție. O reformă? Vreau, nu, nicio reformă, de fapt, dar vreau să-l fac pe domnul Răzvan Burleanu să nu mai zică ca și degeaba. Eu am scris la un moment dat un text, președintele ca și. La el, tot după ca, trebuie să existe un și. Ca și federație? El ca și federație trebuie să facă, trebuie să dreagă sau are o grămadă de rezultate. Domnul Răzvan Burleanu, limba română, nu sunt eu expert.
Sunt alții mai deștepți ca mine. Dar măcar unele noțiuni de bază, unele chestii de bază, aș vrea să nu mă zgârie urechea. Și atunci, haideți, puteți să spuneți ca federație. Nu vă feriți de cuvinte. Ca federație, e corect. Că acest ca și a intrat în mintea unora de la noi, da, ca să evite cacofonia. Atunci hai să spunem ca virgulă federație. Nu? Da, că intrase și chestiunea asta. Cacofonia sună rău, dar tu înlocuiești cu o greșeală gramaticală. Da, cacofonia da. Nu e greșeală. Da, nu e greșeală. Sună rău. Și tu, ca să eviți ceva... Dar aici nu era rău, nici măcar de evita nimic. Nu. Da? E așa un cântec la mea cu ca și papagal, ceva... Da, da, da. Trupa Taxi are o melodie foarte simpatică. Ca și papagal, da. Dar bineînțeles că nu e în trend top 10 ca... era ceva cu... Citeam acum că e în trend top 10 Țancă Uraganul cu ceva cu... Dau la 6 chestii. Dar nu vă zic la ce. O să mai crească puțin băiatul în trenduri. Da, Trupa Taxi, melodia ca și... nu știu dacă are 100.000 de vizionări. Dar în fine, nu asta e problema. Deci, îmi propun, uite, așa faci la sfârșit de an, nu? Îți propui să obții ceva. Da. Uite, domnul Răzvan Bulean, în anul 2023, vă rog eu frumos, haideți să scăpăm în discurs, dacă nu în scris, că în scris poate totuși nu, nu folosiți. Să scăpăm de acest cașii. Da? Sau îl mâncăm împreună. Cașul mâncăm împreună, ne vedem, facem o... Cașu. Ca federație, ca președinte, sau dacă vreți să dea și mai bine, în calitate de. Da? Și atunci... Destine. Da, asta e în calitate. N-ai înțeles nimic de ceva. Da. Deci, dacă vă e frică de ca să nu faceți vreo cacofonie, e în regulă. Puteți spune în calitate de, atunci când merge în 90% din cazuri. Bun, sper că am lămurit-o și pe asta. Am fost mai bun, domnul producan. În pauză. Nu iese. Ca și moderator în pauză a fost foarte bun. Propune și tu, în 2023. În 2023. Vreau să fiu mai bun. Auzi ce zice cineva, vă școliți pe omul ăsta fără taxe, fără să-i luați un ban, nu se poate așa. Da, mai și dăm. Da, ca să dăm meciuri din cupă. Trecem la fotbal? Fotbal? Vorbim de președintele Federației de Fotbal. Ar fi bine să treacă el la fotbal. N-ar fi rău. De acolo luați toți lumină, nu? Da. Care toți? Luăm toți. Apropo, luăm, da. ne spunea domnul... Un fenomen toți la fotbal. Ne vorbea domnul președinte, ca și președinte, ne vorbea despre faptul că cluburile atâta poate face. Cluburile ar trebui să înțeleagă că le trebuie manageri buni, da? Păi, da, așa e. Doar că cluburile sunt conduse de niște oameni care nu se pricep, care au făcut bani, cum au făcut ei bani, și care, eventual, unele dintre ele sunt conduse și de primării sau de autoritățile locale. Avem aici în studio un om care își va lua doctoratul. Doamne ajută! Doamne ajută! Stai mă că de mine era. Ai trecut de plagiat, da? De softul cu plagiat. Bravo, trecut, mică, da? Felicitări! Nu să știi că aici este un subiect. Pentru doctorat! Nu la el te referai? No. Ce, nu l-a luat deja? Ce vrei să spui, Narcis? Spuneam că aici este un subiect pe care l-ai atins corect. Și nu e... Iartă-mă, hai să termin și după aia te las. Am de... Deci, avem un om care termină un doctorat. Bănuiesc că are legătură cu sportul doctoratul, da? Da, sigur. Nu e doctorat în... Ești doctorand, adică, nucleară, în momentul ăsta. Nu, energie nucleară. Da, deocamdată sunt în curs, dar... Doctorand. Okay. Deci doctorand. Vei fi la un moment dat. Sperăm, da. Așa. Bun. Unde să se ducă Narcis Răducan? Dacă ar putea domnul Burleanu să ne dea așa un exemplu de echipă de fotbal din Superliga, hai să luăm și Liga a doua, că Narcis nu e. E ok, merge și la Liga a doua, dacă e proiectul bun. Unde Narcis ar putea să facă treabă? Sau alți oameni, nu Narcis de aici, alți oameni care au făcut o școală. Poate chiar dintre cursanții de la cursurile Federației de Manager Sportiv, deși acolo mai am niște îndoieri. Unde să se ducă să facă treabă? Unde să se ducă să aibă pe mână un buget clar? Dom'le, ăștia-s banii, tu te pricepi, fă treabă, fă echipă, fă performanță. Pot să completez ceva? Că te rog. E vorba de mine, sigur că ești un foarte bun agent e-jobs,
Dar... Nu, eu n-am zis decât că ideea este alta. Ești doctorant. Corect. Și îmi pun întrebarea unde ai putea lucra. Că eu dacă ar fi să fiu președinte de club, nu m-aș duce nicăieri. Nu, este, în România. Este clar că în momentul acesta nu este un context fericit de a-ți face meseria asta. De aceea nici nu mă voi duce, chiar dacă în urma acestei emisiuni voi primi oferte, pentru că nu vreau să fac această meserie în următoarea perioadă. Dar este o problemă, într-adevăr, cum să zic eu, reală, aceea că s-a discutat foarte mult de toate categoriile din acest fenomen, adică de antrenori să fie licențiați, chiar de masiori, dar nu s-a discutat despre oamenii care gestionează milioane de euro. Că până la urmă să fie în fruntea unui club înseamnă să gestionezi între 3 și 20 de milioane, cât are CFR ultima, da? Păi tocmai acei oameni care gestionează totul n-au expertiză. Adică nu s-a impus obligativitatea ca cel care operează executiv un club să fie, să aibă o facultate de resort, să aibă, nu mai zic de doctorat, să aibă un master, să aibă poate chiar un curs la federație. Dar acelor oameni, dacă vor să vină în fața presei și să dea declarații în urma unui meci sau unei activității sale din ultima perioadă ca șef de club, ca președinte de club, păi el trebuie să aibă documentele necesare. Păi cum să zice masiorului să fie masior, altfel n-are ce căuta acolo, antrenorului la fel, dar celui care are cheia la cei 20 de milioane poate păi să fie oricine. Poate să fie prietenul primarului, poate să fie prietenul patronului sau poate fi chiar patronul. De fapt n-are nimic. Și pentru ce masiorul chiar face o muncă, deci, el nu face nicio muncă. Și eu cred că și aici se poate interveni. Dar... Absolut că se poate interveni, dacă ne dă voie legea insolvenței, bineînțeles. Dar nu ne dă voie. V-aș mai, deși ar trebui să luăm publicitatea, dar totuși nu rezist, nu știu, n-am mai fost de mult la emisiune, ce am împățit. Trebuie să spui colegi de la mașină. M-am uitat recent pe un clasament al averilor oamenilor din România, da? Da. Și, mă rog, cred că prin gazetă am văzut, bineînțeles, oamenii care sunt implicați în fotbal. Da. Și m-am căutat și eu pe acolo să dau de domnul Varga. Am dat de domnul Varga... în tribună la Arena Națională, într-o anumită companie, da? Foarte selectă. S-a supărat domnul Varga când domnul Șucu a zis că nu știe cine e. Nu... Da, da. Și atunci e normal să mă întreb eu ca și suporter. Sau ca și iubitor de fotbal, nu suporter. Să mă întreb, bă, totuși, de unde... Gigi e acolo, Cutare e acolo, Șucu e acolo. O parte din banii ăia, că ori fi evaluați bine, că nu ori fi evaluați bine, ori fi mai mulți, ori fi mai puțini. Dom'le, sunt acolo. Da. Pentru că unele, multe lucruri totuși sunt publice. Ai acțiuni la nu știu ce, cât valorează alea? Cam atât. Nu chiar măcar de... înțelegi de unde revin banii. Nu dai în bob ca să știi ce bani are domnul Șucu, deși domnul Șucu chiar a zis că numai atâta. Crede că are mai mulți. În fine. Domnul Varga, ce facem? Că își permite niște lucruri pe care nu și le permit alții în Superliga, nu? Becari, și atunci nu spui niște întrebări totuși de unde vin banii ăștia? Și poate răspunsurile sunt în tribună, pe la Arena Națională. Poate că ar trebui, până să angajăm managerii ăia, poate că ar trebui ca banii din fotbal să fie, să știi de unde sunt, da. Să știi ai cui sunt. Nu mai vorbim de primii ani. Nu mai știți că nici nu era domnul Varga. Ce să-l vezi la meci sau să știi cine e? Era domnul Băgăcean, nu? E Varga, nu, care a salvat clubul CFR, l-a scos din insolvență și da. Era domnul Băgăcean. Așa că, da, e și asta o temă de meditație. Totuși, cu ce se întreține? Tot zicem la emisiuni, domnule, dar CFR-ul ăla o să dea faliment? Domnule, nu se poate, joacă la loterie. Uite că nu, foarte bine. E bine. Că avem un club cu un buget mare, care se duce în primăvara europeană, care ia 17 titluri la rând. Dar nu poți să nu te întrebi totuși de unde vin acei bani. Cred că sunt federații care impun a fi transparență ceea ce privește proveniența banilor și acționate. Nu în sensul că sigur, efectiv să dai rețeta de afaceri, dar să dai o cifră de afaceri, să dai o chestie dacă sumară. Dacă ar exista toate chestiunile astea, poate ar o garanție bancară pentru tot ceea ce faci. Poate ar exista și
problemele de n-ai bani să plătești salariile. Pentru că eu înțeleg cum se duce asta. Știi ce se întâmplă? Dacă se impun toate lucrurile astea care sunt absolut obligatorii și tot ce ai spus e corect, atunci clar că vom vedea că stăm pe nisip, nu pe beton. Absolut. În condițiile alea de la 10.000 pe lună, pentru că cum e acum în anul acesta, eu nu cred că a fost niciodată în campionatul nostru. Sunt jumătate de campionat poate să ofere peste 10.000 de euro pe lună. Sau 10.000 de euro, spunem o bornă. Ceea ce nu cred că este o ofertă reală în momentul ăsta. În condițiile care impunem aceste reguli, ne vom clar cel puțin la jumătate. Dar e clar că din punct de vedere calitativ va scădea în primă fază, pentru că nu vor mai veni jucătorii, să zicem, de valoare mai ridicată din străinătate, dar vom avea câștig în ceea ce privește jucătorii interni, pentru că vor crește valoarea lor impunându-se în echipă și sănătatea competiției. Este o chestie în care ar veni oameni cu resurse, corect, la vedere. Corect, este antipopulară măsura asta. Dar hai să ne imaginăm că avem 15 de Șucu sau de Rotaru sau de, nu știu, nici nu știu dacă au anunțat sau nu transparent treaba asta, dacă sunt oameni identificabili, da, și cu afaceri identificabile, atunci clar că lucrurile merg un pic mai simplu, nu așa cum mai spun. Investitori serioși nu vor veni. Pentru că nici Abramovici nu cred că a spus de unde a făcut rost de bani în Anglia, nu? Nu? Dar a spus, domnule, eu sunt și deținător a 51% din compania respectivă, care are cifra de afaceri atât. Da. Că ce vinde el e treaba lui. Dar, există niște cifre la ANAF care, într-adevăr, confirmă faptul că... Ceva. Dar nu vor veni investitori, a fost Guda aici, a explicat foarte clar. În nicio piață în care nu e concurență loială, corectă, nu vine nimeni pentru să bage bani. Pentru că suntem în comunitatea europeană și ne mirăm de ce fondurile de investiții se duc în Polonia, se duc în Cehia, la noi nu vin. Se duc, dar tu de ce ne ocolesc? Tu mergi la petrolul acum. Tu concurezi cu Ungaria, de la SEPSI, da, cu primării. Nu e concurență normală. Tu vii cu banii tăi, corect, și concurezi cu statul, cu primăria. Cu ministere. Cu ministere, da. Corect. Nu concurezi doar cu privați și atunci prefer să bagi banii în altceva dacă ești fond de investiții. E o discuție foarte complexă în care trebuie să unească mai mulți oameni. Dar sigur, trebuie generată de către cei care conduc fotbalul, dar nu stă într-o persoană toate lucrurile astea. Cu că deja ne-am învârtit în toate problemele fotbalului românesc într-o oră. Da.